Bun venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. În sfârșit, minus 10 kg. Să slăbim împreună, mâncând Vom sănătos. face un ceai din frunze de dafin și cu lămâie. Apoi vom face o salată de rucola. Vom face o înghețată din banane și portocale și o pâinică cu făină de hrișcă și multe semințe. Salata de rucola, pâine cu hrișcă. Deci eu am să o tai feliuțe și am să o pun la congelator și am să-mi scot în fiecare zi câte o feliuță, două pentru mine. Așa, cu salată, cu înghețată de fructe și cu ceaiul digestiv. Mâine vom prepara altceva și să vă faceți o feliuță de carne, de carne de vită, de carne de pasăre, de piept, așa pe gratar, dacă doriți. Așa. Unul ușor. Mâine va fi ziua a doua și o să vedem Astăzi alt este meniu, ziua a doua. unde vom face un ceai cu foi de dafin și cu ghimbir. Vom face din bostănel sau din zucchini, o să facem și sălățică și o să facem și rulouri din zucchine sau din bostănel și chefir cu semințe de chia și cu migdale măcinate și o să adăugăm și o căpșunică. Și vom avea nevoie, aici vom face fără să le cântărim, avem pentru chefirul nostru cu semințe de chia, vedeți, într-un pahar de 200 pe 3 sferturi l-am umplut. Așa, adăugăm cam o linguriță jumătate de semințe de chia și lăsăm peste noapte acoperite în frigider. Și a doua zi vom adăuga migdalele măcinate și o căpșunică. Așa, apoi vom face ceaiul nostru cu foi de dafin. Vedeți? Foi de dafin proaspete. Puteți face ceai digestiv. Și tot așa, în 4-5 frunze. Și cu ghimbir. Așa, tăiat bucățele și o să-l punem așa într-un borcanel. Și apoi, din bostanelul nostru sau din zucchine, o să le punem pe un gratar și o să le coacem. Și o să facem o sălățică cu usturoi, cu pătrunjel, cu ulei și cu sare. Și apoi o să facem rulouri unde o să punem un ou, puțină sare, puțină ceapă verde și cu bostănei sau Vedeți? cu zucchine, Chia. cu chefir și cu o căpșună. Așa. Așa. Ceiuțul nostru digestiv. Astăzi l-am făcut cu foi de dafin și cu ghimbir. Și bostanelul nostru făcut rulouri cu omlețică. Omlețică cu puțină ceapă verde. Pâinica noastră cu semințe. Vedeți? Și aici salata de bostanel. Vă pup dulce, rețetele le găsiți pe canalul de YouTube. Asta Și să facem mâine. o să facem un borșuc dintr-o pulpică și o aripioară de pui. Apoi o să facem ardei cafia, aceștia care i-am copt ieri cu ton. Și portocale condimentate. Și voi face și pastele care le punem la borș făcute în casă. O să avem nevoie de un ou și de făină. Asta și este de meniul sare. numărul 3. Și vă faceți și ceiucul de digestiv. Deci o farfuriuță de ciorbiță, o bucățică de cărniță și cu ciorbiță. Vedeți, aici am făcut ardei capia cu ton, cu mărar, cu pătrunjel și cu usturoi în interior. Vedeți? Așa. Și optați pentru pâinică făcută în casă sau pâinică cumpărată sau pâinică cu hrișcă. Ia uitați, este o bunătate. Așa. Și să încercați portocala cu puțin ulei de măsline. Este bună, bună, bună. Și borșocul. Ia uitați ce minunăție. Meniul numărul 3. Vă pup. Astăzi o să facem ravioli cu
aici am cicoare sau cu spanac, cu ce doriți. Cicoarea este un pic mai amară, dar este foarte bună și foarte sănătoasă. Și puteți pune și spanac în loc. Și am să pun cu parmezan sau puteți pune ricotta și cu puțin parmezan împreună. Eu astăzi fac doar cu parmezan. Așa am să fac din nou pasta cu făină și cu ou. Tot așa făcut în casă. Și apoi aici avem quinoa. Ia uitați. Și eu am fiert-o în apă cu sare circa 15 minute și am lăsat-o să se răcească. Și ia uitați cum s-a făcut. Deci o spălăm puțin înainte și apoi o punem în apă fierbinte cu sare. Și o fierbem 15 minute. Așa. Și o să facem această salată cu morcov. L-am dat prin răzătoarea mare. Așa. O ceapă verde. Și are 15 grame. Am cântărit-o. Și mi-au mai rămas 2 ardei capia de ieri. Și 30 de grame au împreună. Cu sare, lămâie și ulei. Și acesta este meniul salata. Numărul 4. Să-l încercați, să încercați să vedeți, să vedeți ce bunătate, ce salată bună. Ia uitați cum arată. Quinoa, morcov, ceapă verde și ardei capia. Este dulce și cu zeamă de lămâie și cu ulei de măsline. Ravioli cu pasta făcută în casă și cu umpluți cu cicoare și cu parmezan. Puteți pune și ricotta sau brânzică în interior, că este cam amăruie. Dacă nu, faceți cu spanac și tot așa, puneți cu ricotta. Găsiți rețeta mea pe canalul de YouTube, prăjituri cu camele și bucate gustoase cu spanac făcute. Și tortellini găsiți acolo. Și ceaiul cu foi de dafin. Este un ceai digestiv. Să știți că eu îl beau și mă simt foarte, foarte, foarte bine. Și pâinica cu hrișcă și cu semințe, cu multe semințe. Cu semințe de chia, cu semințe de in, cu quinoa, semințe de floarea soarelui și susan. 5 feluri de semințe are în interior. Vedeți? Ia uitați cum arată. Eu îl beau ceaiul de dafin pentru digestie, dar este bun și pentru oase. Eu mi-am făcut și ulei de dafin. O să facem într-o zi și uleiurile, sunt foarte... Și eu am probleme cu artroză și mă dau pe mâini, pe la coate, pe la genunchi pentru dureri. Și este foarte, foarte, foarte bun. Este bun ceaiul de dafin, este foarte, foarte bun. Dafinul este un miracol pentru corpul omului. Așa este. Eu am crescut cu plante și cu tratamente naturiste. Mi-aduc aminte mămica și acum mai face, cât ne mai doctorea și ne dădea fel de fel de ceaiuri și... Sau zeama de la urzici este foarte bună. Mi-aduc aminte, eram micuță și mie nu-mi plăcea și ea spunea, îmi plăceau urzicile, în schimb zeama nu, bea, că face bine la sânge și o plângeam și o beiam. Ei, atunci nu știam, dar anii trec și noi învățăm, avem foarte multe de învățat. Eu după ora 7 nu mai mănânc, deci eu la ora 7 îmi beau... cam o jumătate din ceai. Aici am jumătate de kilogram. Deci beau după fiecare masă câte puțin și la ora 7 nu mai... Deci ultima masă e în jur de 6-7 și așa puțin tel. Și... încerc să nu mai mănânc pâine. Să elimin pâinea. Așa, cât de cât. Doar câte o feliuță, așa puțină. Încercăm, este foarte, foarte greu de slăbit, dar încercăm, fiecare încearcă. Și mâncăm, deci să slăbim mâncând, mâncând sănătos și bun. Eu îl beau pe parcursul zilei și seara, dar în fiecare seară beau câte o ceșcuță, un păcăruț. Și mă simt foarte, foarte bine.
Înainte mâncam seara și stăteam la masă și mâncam și cu stomacul plin și eram tot timpul umflată și mă... Acum nu, de când beau ceaiul de dafin nu mai am aceea senzație și nu mai sunt umflată. Să-l încercați. Și să nu mai mâncați mult seara. Să o să facem brioșe cu morcov. Uitați, cu morcovel. O să începem cu brioșele, apoi o să facem tortellini. Eu mi-am preparat deja un plutură. Am să vă las link-ul și ingredientele în comentarii. Și aluatul pentru pastă, ca să le să învârtim. Așa. O să mai avem nevoie și de o mozzarella. Mozzarella pe care o să o facem ca o sălățică cu roșii. Așa. Și acesta este meniul numărul 5. Brioșe, mozzarella cu roșii și cu puțin origano, puteți pune și puțin busuioc deasupra, să știți că este foarte bun și cu foi proaspete de busuioc, ceaiul nostru digestiv cu lămâie și cu foi de dafin și tortellini. Este meniul numărul 6. Este ziua 6-a, clătită cu banane în interior. O omlețică de spanac, ceaiul de dafin, un ficățel de pui de la pasăre, puțin piper și puțină sare. Așa, deci am făcut ceaiul nostru. Noi știm că dafinul este o plantă foarte bogată în nutrienți, așa, și este foarte, foarte bună pentru corpul nostru. Conține doze foarte mari de vitamina C și A, acid folic și multe minerale. Și este foarte bună, foarte, foarte, foarte bună pentru corpul omenesc. Eu o beau pentru durerile mele de oase care le am și articulații și ca digestiv. Este bună și pentru glicemie și diabet, pentru sănătatea inimii, analgezic, pentru gripă și tuse. Și de fiecare dată când vreți să încercați o plantă, întrebați și medicul. Întrebați mereu medicul și dacă el vă recomandă că puteți folosi planta respectivă pentru acea durere care o aveți, să încercați. Este împotriva constipațiilor, dafinul, să știți că este o plantă miraculoasă, aș putea să spun, clătite cu banane. Banana este și în compoziție și cu făină de ovăz. Și pentru că am pus făină de ovăz, astăzi nu am mai mâncat pâinica. Numărul 7. Astăzi vom face cu făină de porumb o rețetă dulce și una sărată. Asta este meniul. Făcut împreună cu voi. Ia uitați, mămăliguță. Pentru prânz, cu sos, seara, cu ou. Și cu mozzarella și cu ou și cu sos pentru prânz. Puteți să pune doar sosul și ouul lăsați doar pentru prânz. Și prăjiturile, ia uitați, brioșe, brioșe din făină de porumb. Un deliciu. Ia uitați, sunt moi, 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 se vede că sunt moi. Ia uitați, moi, moi, moi. Așa. Și cum am spus, dimineața un pahar de kefir cu semințe de chia. Să știți că sunt foarte, foarte, foarte bune. Conțin omega-3, proteine și fibre pe care avem nevoie. Așa. Am pus și puțin coajă de lămâie pe deasupra. Și ceiuțul nostru cu foi de dafin. Acesta este meniul numărul 7. Să-l încercați, să vedeți cât este de bun. Eu vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă pup dulce, dulce, dulce. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că îmi sunteți alături. La revedere și pupici! Toate rețetele le veți găsi pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Nu uitați să vă înscrieți și să activați clopoțelul ca să fiți la curent cu noile videoclipuri.